Potrivit ultimei situații a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în perioada 12-18 noiembrie, la unitatea sanitară au fost diagnosticate cu boli respiratorii 20 de persoane, dintre care 15 au necesitat îngrijiri pe patul de spital. La nivel național, tot într-o săptămână s-au înregistrat 18 cazuri de gripă clinică. Până la data de 11 noiembrie au fost vaccinate antigripal peste 716.000 de persoane din grupele la risc cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății. Gripa se poate transmite foarte ușor de la o persoană la alta. Cei care tușesc și nu pun mâna la gură pot transmite ușor virusul. Ea este cauzată de virusurile care infectează căile respiratorii, nas, gât, bronhii și uneori plămâni. Cu toate că unele infecții pot fi foarte ușoare, persoanele bolnave de gripă au unele sau toate dintre următoarele simptome: febră, durere de gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, durere de cap și sau dureri musculare. Medicii vin și cu câteva recomandări. Spălați-vă pe mâini cât mai des cu apă și săpun. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați, apoi acoperiți și aruncați șervețelul folosit. Nu întrebuințați batiste, șervețele deja folosite. Virusul poate supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețelele utilizate de alte persoane. Dacă nu aveți un șervețel disponibil, strănutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu brațul. Dacă vă simțiți mai rău, solicitați ajutor medical.